Prieteni, faceți notițe. Astăzi gătim fasole cu afumături la ceaun, la foc. Aici pe vârf de munte, în Mica Elveții, unii cândva tare, tare de mult au trăit Homo erectus. A, da. Ciobiță. Ieri ați luat? Normal. Polonic și două farfurii adânci. Bună ziua! 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 După și fiți lucru de sănătatea noastră, s-o savurați așa cu plăcere, cum s-ar zice, și la bere, și la greu. Mulțumesc! Am luat polonicul, am luat berea. Let's go? Da, let's go! Bună ziua! Da gheață, n-aveți gheață! Ce nu este gheață? Criză. Găsi fără gheață. Este gheață. Gheața, în sfârșit am găsit gheață. La 300 de km Chișinău, da? E mai scump ca benzina, să înțeleg, da? Dar că o ținem sub chei. Să mai ținem și altceva aici. Dar unde mai este stați? Unde putem găsi? Păi nimic în el. Dezgheață. Nu-i gheață, bre. Nu lucrează frigiderul. Nu-i doar o gheață, aveți de vânzare. Mișchi să-l luăm. Domnule. Acolo am văzut gheață. Ia să trec la oameni. Bună ziua, domnule. Dar gheață este de vânzare. Sași, ești cu gheață. Unde-ți găsăm? Hai ca mai noi. Când intrăm, 6 km. Prea mult stă. Înseamnă că este. Шепть фрижлери, тать плетку не цепь. Шнижу руку бьется. И попере гяться континуум. Бе мазбери халды? Ну, ми... Да поти... Știți deja, prieteni, biroul de informații al fiecărui sat e magazinul din centru, magazinul mixt. Bună ziua! Spuneți-vă rog, cum să ajungem acolo, în vârful dealului unui copășelul și ala? Cum așa ne ajungem? Aici, pe carieră. Băi, eu am lucrat în carieră. Serios? Dar trebuie să duci prin Preiuf. Prin Burlănești? Da. Ai să suit acolo și iese drumul acolo. Și când acolo iese drumul în carieră. M-ați lucrat în carieră? Da. Pe ce? Șofer? Da. Pe crază ați lucrat? Cariera aia asta a fost când a fost în timpul când am lucrat serios, am lucrat prin sfinți. Oameni, o șasă de oameni, dar am o stăriistoră. Mata, bea iubire. Mulțumesc pentru informații. Ia ca puneți-le în sacoșa, stână sacoșa. Ei, las și la răși, puneți-o la răși, chiar că noi căutăm gheață și nu găsim gheață nicăieri. Bun, hai, sănătate. Monument arhitectural sovietic. Da, noi suntem obișnuiți cu aceste construcții, dar astăzi suntem într-un loc special, un loc deosebit, se mai numește Mica Elveții, dar n-are nimic cu clădirea din spatele meu. În partea dreaptă e satul Fetești, în partea stângă e cariera Fetești. E o carieră care nu mai este activă, sunt doar câțiva paznici. Noi am căutat să înțelegem cum să ajungem anume acolo în vârf, pentru că anume acolo vreau să gătesc rețeta de astăzi. Deci, doamnelor și domnilor, echipa noastră a ajuns la Fetești. Epopeea cu gheața s-a terminat, s-a încheiat. Noi am înțeles când iedineți gheață la sac, nu-i, nici nu încercați, și am decis să abordăm
cei mei vechi metode de a răși licoarea sfântă. O căldare cu apă răși. De răcit bere. Și la bere, și la greu. Energia aici la înălțimii cu totul și cu totul alta, da? Suntem în mica Elveție, iată în jurul meu aici, în preajma satului Fetești, la cariera Fetești, unde cândva activau peste 600 de oameni, unde cândva 10 de milioane de ani, Homo erectus își făcea căsuță aici în pietrele astea. Astăzi vom găti o rețetă nouă cu o bere rece și eu zic să-i dăm drumul, adică să aprindem focul. Camera rec, sincron. De-a lungul anilor m-am convins că atunci când gătești într-un loc special, un loc deosebit, și mâncarea devine mult mai bogată, mult mai gustoasă. De aceea astăzi am decis să gătesc o rețetă simplă, o rețetă pe care voi, prieteni, trebuie să o gătiți acasă, mai ales când încet, încet intrăm în sezonul rece. Așa, suntem la Fetești, după cum v-am spus, în spatele meu am un background extraordinar, alături de mine am bere rece, la fel preferata mea. Și la bere, și la greu. Chișinău. Greu a fost să ridic dealul ăsta până aici, dar hai să începem. Vedem ingredientele. Deci, afumături cu fasole sau fasole cu afumături la șaun. Șaunul e bine încins, gata, stă deasupra focului. Să vedem ce ingrediente. Ceapă, morcov, usturoi. Vom înnăcri un pic de acrișor așa pe final cu suc de lămâie. Iată-l, un mix de ierburi aromatice, toate la mine din grădină. Salvie, măghiran, rozmarin și pătrunjel. Toate vor fi tocate și adăugate în șaun. Am o loi de casă de la Mălăiești. Și că nu știu care mă sună aici. Așa, scuzați, prieteni. Mix de boabe de piper și sare grunjoasă, tot un mojar aici. Așa, și ingredientul de bază, afumăturile. Costițe de porc afumate, proaspăt, delicate. Cărnați de casă, afumat. Și, fiți atenți aici, sângerete, proaspăt, afumat. Deci, eu zic să începem prepararea, nu înainte de a menționa că am ales fasole conservate. Fasolea conservată e preferata mea, nu trebuie să o șerzi, să o pui la muiet pe toată noaptea, după asta să o pierd la ore, care scrapă, care uiți, o stângi și apoi nu mai aerisești casa jumătate de an. Gata, să începem. Costița o tăiați delicat de-a lungul ciolanului, de-a lungul osului, așa. Cârnațul de casă, prieteni, vândem să-l adăugați în orice friptură din carne, pentru că este deja bine condimentat, este afumat. Sângeretele, la fel, nu prea-l adaugă lumea în fripturi. Dar eu vândem, prieteni, pentru că este cremos atunci când se începe a fierbe în propriul suc. Iarăși, vom tăia sângeretele, bucăți mai groase. Vrei tu? Așa. Dar vrei tu, mă, tic? N-a ții cârnați de casă. Cănește. Și mai bunul pe așa. Acum, adăugăm uleiul. Afumăturile au destulă grăsime, în special cârnațul de casă. De aceea puteți să adăugați doar un pic de ulei. Acum adăugăm afumăturile în ceaun. Între timp, voi toca ceapa. Atunci când gătim la șaun, puteți să tăiați ceapa mășcat, pentru că oricum totul
va deveni așa o cremă. Să amestecăm carnea oleacă. Morcov îl tăiem semi-rondele, puteți să nu-l decurgiți, totuși suntem în sălbăticie și desigur că usturoiul, cât mai mult usturoi. Strivim usturoiul și putem să-l adăugăm chiar așa, să nu-l mai tocăm că e destul de strivit. Totodată, prieteni, vă îndemn să nu uitați de hidratare. Hidratarea e foarte importantă, mai ales pe timp de caniculă. Da, după cum observați, afumăturile deja așa au obținut o crustă aurie. Ăsta a fost și scopul. Uleiul cu siguranță e super aromat cu afumătură, cu condimente. Noi între timp vom pregăti mixul pe care de fiecare dată îl adaug, piper și sare și poate niște ierburi aromatice. Sarea grunjoasă, preferata mea. Mixul de piper. Eu zic de data asta să adăugăm rozmarin. Perfect. În mojar și pisăm. Vă spun de fiecare dată, prieteni, nimic nu se compară cu mixul de condimente preparat acasă. De aceea vă îndemn să evitați acele amestecuri din comerț, pentru că nimeni nu știe ce e în interior. Iată cum arată un mix proaspăt preparat de condimente aici la mine în mojar. Priviți. O, Doamne, cum să explic la oameni cât de frumos miroase. Gata, cărnița o punem într-o farfurie. Acum, afumăturile au eliminat grăsimea aromată pe care o au în exces chiar uneori. Așa, asta înseamnă că uleiul este unul special, unul aromat. Acum închipuiți-vă ce se întâmplă dacă adăugăm în ceaunul ăsta bine încins ceapa și morcovul. Primul va merge morcovul, pentru că el este mai dur și noi vrem să obținem morcov prăjit bine, aromatizat. Ia să-l amestecăm un pic așa. Da. Încă o leacă, mai așteaptă. Eu nu știu dacă îmi amintesc când ultima dată am gătit atât de flămând. Cred că de mult. Dar de ce ești pământ, Traian? Ia spune. Pentru că ați venit pe capul meu de dimineață. 1. N-ați vrut să ne oprim nici la o benzinărie, căutați numai gheață. Da. Și pentru că eu sunt responsabil și n-am pus ceva la stomășel de dimineață. Asta e. Ia să vedem. Ceapa peste morcov. Atunci când grăsimea face cunoștință cu legumele, se întâmplă un sunet pe care îl distingi dintr-o mie. Șfârleața din tigaie. Ceapa și morcovul se scaldă în ulei aromatizat. Acum vom adăuga mixul de condimente. Iată la piper proaspăt măcinat, un mix de câteva feluri, rozmarin proaspăt și sare grunjoasă de calitate înaltă. Voi amesteca și voi aștepta un pic până se rumenește ceapa. Între timp, băieți, noi putem bea câte o bere, da. Hai să-i dăm pași. Pom? Da. Ioan? Poftim. Hai băieți, șocnim. Doamne, nu mă pot sătura de această priveliște. Într-adevăr, avem o țară frumoasă, doar că trebuie să știm aceste locuri. Prieteni, vă îndemn să ne urmăriți fiecare rețetă, pentru că de fiecare dată avem o destinație nouă, o locație de vis pe care o puteți vizita împreună cu familia și, de ce nu, să gătiți anume în aceste locuri pe unde am fost noi cu băieții de la Bridge Production. Așa, ia să vedem. Iată, ceapa deja s-a prăjit, așa, s-a făcut mai rumenă un pic, arată bine, mai ales morcovul care deja a prins o cojiță, dar mixul de condimente a făcut să simțim o aromă extraordinară. Adăugăm afumăturile. O, Doamne, cât de bine arată. Amestecăm.
Domne, mi-e foame. Eu totuși insist să adăugăm un pic de pastă de tomate și pentru culoare și pentru acrișor. Acum, prieteni, urmează un moment special al rețetei. Vom adăuga un pic de bere în ceaun, pentru că vrem și sos. Vrem un pic de zămușoară în care să întingem această pânică. Da, e timpul să adăugăm o berică. Așa. Acum, prieteni, vom adăuga câteva frunzulițe de salvie. Amestecăm ușor. Băieți, eu cred că azi la cină azi ne simțim ca niște regi. Vreau să mă asigur că a dispărut gustul de alcool. Lingura șefului. Așa. Ia. Nu, eu n-am cuvinte. Nu pot să le găsesc. Nu știu ce să zic. Nu. E inefabil. Îmi pare chestia așa cuvânt. De neexplicat. Eu cred că a venit timpul pentru doza asta de argint, un mix de fasole. Și o adăugăm cu tot cu suc. Da. Amestecăm. Cu siguranță vă întrebați, unde e usturoiul? Usturoiul îl punem cu 5-10 minute înainte de a fi gata pentru aroma asta inconfundabilă. Usturoiul, cu cât mai mult îl ții la fiert, cu atât își pierde din aromă. De aceea așteptăm. E timpul să adăugăm usturoiul tocat pe care l-am aici. Usturoiul, vă spuneam, prieteni, încercați să-l adăugați cu 5-10 minute înainte de a servi mâncarea. Iar acum, culoarea. Vom adăuga un mix din salvie, pătrunjel, rozmarin și măghiran. Nu pot să cred. 5 minute și mâncarea e gata. La mâncare? La mâncare. Ioane? Păi da. Prietene. Și eu, farfuria cu trandafiri. Să nu uităm să le ducem înapoi femeii. Da, prieteni, suntem la Fetești. E frumos de te prăpădești. Eu vă doresc poftă bună și nu uitați, mâncați sănătos, da, dar în primul rând, gustos. Cum s-ar zice și la bere și la greu, berea Chișinău.